Gabriel, nu ne spui despre ce este vorba acum sau eu știu? Nu, spun la finalul ediției, după ce terminăm tot, îi anunț, îți mulțumesc. Da, e o poveste lungă, născută prin anii 80. Cei care sunt, au în prefix cifra 4, cel puțin, își amintesc despre frig, despre cozi, stat în frig la cozi, despre economiile care se făceau, stăteam în beznă la lumina lămpii, eventual de la 7 la 8 seara. Pentru cei care erau copii pe vremea aceea, era totuși o bucurie pentru că ieșeam prin cartier cu lanterne. Dar erau și cozi bune, ca să spunem așa, pentru că se formau cozi și la bilete pentru spectacole de umor. Și am ajuns la ceea ce voiam să spun, de fapt. Cum s-a schimbat umorul în 30 de ani? Ne spun membrii grupului VOO. Bună ziua, bun găsit, bine ați venit. Ne vedem o dată pe an, ceea ce înseamnă că deja facem o tradiție. Și acum vă rog, în ordinea numerelor de pe tricouri. Pentru că am comentat împreună atâtea competiții sportive. Adrian Fetecău, din formula originală, Ovidiu Mihăilescu. În partea cealaltă, cantautor. Și actorii, Florin Nan, Jean Lemne și Andrei Necu. Da. Prezenți aici, lipsesc un alt membru din formula originală, cantautor, ca și Ovidiu. E perioada de transferuri acum? Nu, e undeva... Ați arătat locașele pe Valea Prahovei. E undeva în zona Breaza, Danuț Caramichael, salutăm. Vlad Jipa se află tot actor, tot în zona Brașovului, iar Malina Rachelaru, țintuită în casă de o gripă rebelă, a vorbit Silviu Filip, fotoreporterul nostru, să zicem așa, cu ea înainte de emisiune. N-a putut nici ea să vină. Cam aceasta e formula stabilă a grupului VOO în acest deceniu care începe. Cam a patra formulă a grupului VOO, să spun așa, iar despre ce vorbeai, Gabi, înființat în 1982, provenind din Mișcarea Culturală Studențească, grupul VOO s-a aliniat celorlalte trupe care făceau un umor subversiv, deci n-aș putea spune că am fost numai noi, nu. Au fost foarte multe trupe studențești care au venit în spectacole ținute în capitală și în festivalurile din țară cu poante care au zdruncinat la un moment dat asistența, să zic așa, și care țineau vie flacăra, să spunem așa. Și, nu cenacul. Te referi... Și noi ne-am numit, după cenacul flacăra, ne-am numit inițial cenacul VOO. În 1982 noi ne-am numit cenaclul VOO, iar după 1984 ne-am numit grupul VOO, pentru că noțiunea de cenaclu dispăruse. Și cam din acea perioadă, în 84, am avut un spectacol întrerupt, brutal, să zicem, în Casa de Cultură a Studenților din București, O Poveste Veche. Și cam din acea perioadă, apropo de rezistența prin umor, au început să circule multe casete audio cu spectacolele noastre, lucru certificat de un domn. Se dădeau pe sub mână sau cum era? Povestea este incredibilă, în 30 de secunde. M-am dus la o gală de box la circ să văd naționalele de box. Stăteam destul de izolat, nu era foarte multă lume și a venit un domn, am crezut că dorește o scurtă discuție, dorea o scurtă discuție, dar despre altceva. Și m-a luat direct, zice, știți câți bani am făcut noi cu dumneavoastră? Și m-am uitat la el, am zis, bă, poate s-a prezentat domnul Cristian, zic, poate omul, na, e plecat de undeva și că mă gândeam câți bani eu fi făcut cu mine, că nu-l cunoșteam. Și zice, hai să vă spun, eram student la Petroșani, s-anunțau întreprinzătorii din regie, pentru că erau foarte mulți, să vindeau bere, să vindeau blugi, să vindeau tot, să vindeau și casete pe sumână cu grupul VOO. Și ce, eu veneam de la Petroșani, luam matrița, o duceam la Petroșani, o multiplicam cu spectacole și apoi era o afacere. Dar ce m-a frapat a fost faptul că zice, domnul meu, cel la Petroșani, domnul Cristi din Breaza, dacă ne se uită, îl salut pentru că a luat numărul telefon, poate să certifice povestea, zice, aveam vreo 3-4 colegi de cameră, mai chemam și pe alții și puneam pentru prima dată spectacol, hai să vedem ce vindem. Și când auzeam spectacolul, zice, ne uitam unul la altul să nu vorbim cumva ca la Europa Liberă. Să nu spunem altcuiva că am ascultat acest spectacol. Și eu am vrut să zic, voi îl ascultați și noi îl făceam pe scenă. Ce să zicem? Vă propun să facem comentariu pe text. Avem, uite, astea sunt poze. Uitați, au început pozele.
notul vorbim de... despre 2019, da. Ce notul, vi s-a notul de scrimă. Ați văzut-o pe Ana Maria Brânză, Popescu. Ați cooptat un lot? Sau? Nu, le-am făcut un spectacol. Uitați cât entuziasm a fost acolo la, la Păia la Brașov. Uitați-vă la noi în Luxemburg. A fost un moment de vârf în 2019. A fost un spectacol extraordinar. Doamna Crina Ieniță, Asociația Română-Luxemburgheză, iată-l și pe Dan care lipsește, cu Ovidiu și cu Florin, un moment făcut pentru un centenar, iată asistența din Luxemburg, se văd cele două stegulețe, cum au reacționat la spectacolul nostru. Sperăm ca să mai ajungem în diaspora. Ambasador României în Luxemburg, domnul Lilian Zanfiroiu, împreună cu fetița, o poză la Schengen, e localitatea unde s-a semnat celebrul tratat, și apoi studenții. Cel mai important lucru pentru noi este că am ținut legătura cu studenții în continuare. Am inaugurat, iată, aula Politehnicii de 1500 de locuri. Ne-au invitat și le mulțumim ca să inaugurăm acest lucru. Contactul cu studenții, noi provenim din Mișcarea Culturală Studențească, este fundamental pentru noi. Atât timp cât ei reacționează cum o fac acum, înseamnă că mai avem ce să le spunem. Un umor curat, fără măscări, fără mitocănisme, cu o muzică pe care poate o să o vedeți, în continuare un pic Ovidiu se pregătește. E cineva care a terminat stomatologia, pentru că am văzut o tânără acolo care rămăsese cu gura căscată. Da, sunt cei de la Făgăraș, mulțumim Florin pentru invitații. Căminul de copii, am făcut în decembrie două spectacole la un cămin de copii orfani, iată, în Mogoșoaia, și iată ei reacționând, un spectacol de suflet extraordinar. Și apoi am mers, da, iată ce imagine frumoasă, și apoi am mers, făcute de Silviu Filip, pozele, la Căminul de Bătrâni din Periș, și iată cât de bine ne-am simțit alături de spectatorii noștri, care au demonstrat că putem să prindem și la spectatori de vârsta lor, mai vârstnici, și la copii, dar și la studenți. Atât timp cât lumea dorește să ne revadă, vom fi pe construcții. E un lucru bun. Uite, Facultatea de Construcții sunt ultimele poze. Iată la Facultatea de Construcții 17 decembrie, deci sunt proaspete. Strigau la sfârșit bis, i-am spus lui Andrei, nu care se află aici. Tu parcă ai terminat construcții, nu? Nu, eu am terminat Politehnica. Ovidiu a terminat transporturile. Iată-i pe studenții din... și cam asta a fost. Da. Pentru că am vorbit foarte mult. Da. Sunt colegi care au vorbit foarte mult. Am fost... E cazul să-i tăiem. Nu, atât Ovidiu, vreau să mai ales, a vorbit extrem de mult. Da. Iată cum i-am colindat pe cei din decembrie, mai ales pe bătrâni, pe copii. Avem un colind mai sprințar, mai de oraș, cum se spune, compus de Ovidiu Mihelescu, iar Florin Nan a adaptat câteva versuri care îi se potrivesc minunat din epoca interbelică, scrise de Ion Pribeagu. Ce ați primit, Colin? Ce o să primim și aici? Aplauze și zâmbete pentru anul următor. Am mâncat pită cu slană, fiindcă e Crăciun. Am beut o damigeană, fiindcă e Crăciun. Am tăiat un brad din munte, fiindcă e Crăciun. Și l-am adus la mine în curte, fiindcă e Crăciun. Pe primar nu-l salutai, fiindcă e Crăciun. Îl bătui pe polițai, fiindcă e Crăciun. Veta m-a chemat la ea, fiindcă e Crăciun. Dar eu beau cu nevasta mea, fiindcă e Crăciun. Hai cu toții! Hai, hai, nu e niciun bai. Toată lumea în magazine cântă mâncăruri fine. Hai, hai, nu e niciun bai. Bem pălincă de majucă, dai ai Crăciun. Foaie verde ca altaboși, suntem toți niște scârboși și ingrați și păcătoși.
mincinoși nevoie mare, ahtiați după mâncare, grandomani și sclivisiți și grozav de ipocriți. Mă, cu cât mai mult avem, cu atât mai multe vrem. N-ai da, mă, un singur ban unui cerșetor sărman, n-ai da, mă, niciun pitac unui cerșetor sărac. Și cumva de ți-a cerut cineva vreun împrumut, te-ai jurat pe sfinți și zei că n-ai 20 de lei. Și ca să-l convingi parol, ți-ai scos buzunarul gol. De Crăciun, de Reveillon, în bordei sau în salon, n-a fost casă mică, mare, să nu fie sărbătoare. N-a fost crâșmă, n-a fost bar, fără jazz și leutar. Te împingeai ca și un clown, nu găseai un singur scaun, nu găseai un singur loc. Peste tot prăpăd și foc, peste tot țipa pericle, să mai vină 10 sticle. Peste tot urla Vasile, să mai merg 10 chili. Peste tot să bea cu sete și-ți vorbeau pe înterete. Grea e viața, bă, băiete! Hey, nu e niciun bai, toată lumea-n magazine cumpără mâncărul fine. Hai, hai, nu e niciun bai, bem pălincă de magiuncă, dai ai Crăciun. Bă, și s-au mâncat agale milioane de sarmale, mii de porci, mii de juncani, șunci, rățuște și curcani, mititei și frigănele, rotocoale de purcele, și piftii și piciorușe, măruntăi de găinușe, pipote și piept de pui, târtițe și frigărui, dus la male și cotlete și plăcintă cu bilete. Din Racosa în Socele, dotea lumea din măsele, din Brăila în panduri, lepcăia lumea din guri, și ziceau mușcând din fleică, graie sărăcia mândeică. Hai, hai, nu e niciun bai, toată lumea-n magazine cumpără mâncărul tine. Hai, hai, nu e niciun bai, bem pălincă de magiuncă, dai ai Crăciun. Și s-au înghițit măinaie, vin din sute de butoaie, tulburel și tămâioasă, otonel, vârtos și grasă, și fetească, și cotnare, și pelin din dealul mare, și cocktailul, și șampanii, și oftatul, și gelanii. Dar pe oricine întrebai, te boceai și te gelai, ce ne facem, măi, bădie, cu atâta sărăcie? Nu găseai un scaun gol în Modern sau la Metropol, nici un tamburel măcar la Luxandra Alcazar. Pretutindeni, mai flori, cu conet și pocnitori, fleci, cocktailul și șampanii, și oftaturi și gelanii, și bociri din cale afară. Sărăcia ne omoară! Hai, hai, nu e niciun bai, toată lumea în magazine cumpără mâncăruri fine. Hai, hai, nu e niciun bai, bem pălincă de magiuncă, dai ai Crăciun. Te uitai la ei, burtoși, lacom și libidinoși, 7000 de kilograme și cu ochii după dame, parcă aveau în ei burete și cu ochii după fete. Clămpăne și gura-și linge, bea săracul, bea de stinge, scrâșne dinții ca o stâncă și mănâncă și mănâncă, și se jură foc și sânge, și pocește și se plânge tuturor cu mare jale. Criză mare, nu sparale! Hai, hai, nu e niciun bai, toată lumea în magazine cumpără mâncărul fine. Hai, hai, nu e niciun bai, vrem pălincă de magiuncă, dai ai Crăciun. Și de-aia zic, bade-ti mofte, că ne iau dracii de pofte. Ori și cât ai, nu-ți ajunge, parcă cineva te împunge. Ai nevastă dulce înaltă și sfug ochii după altă. Ai parale mii de lei, dar cât ai, tu tot mai vrei. Bei, plesnești de lăcomie și te plângi că-i sărăcie. Crești în burți ca o saltea și te plângi că-i viața grea. Pe copii am expediat, fiindcă e Crăciun, la cerșit și colindat, fiindcă e Crăciun, și trimit și la metrou, fiindcă e Crăciun, ca să stea până la anul nou, fiindcă e Crăciun. Și-am să dau muzica tare, fiindcă e Crăciun, în mașină, în parcare, fiindcă e Crăciun, ca-am să arunc cu pocnitor, fiindcă e Crăciun, ca să-i surprind pe trecător, fiindcă e Crăciun. Și hai, hai, nu e niciun bai, toată lumea în magazine cumpără mâncăruri fine. Hai, hai, nu e niciun bai, bem pălincă de magiuncă, dai ai Crăciun.
Geamul stare fericit, fiindcă e Crăciun. La TV-ul stau tolănit, fiindcă e Crăciun. Și văd două Crăciunițe, fiindcă e Crăciun. Dar numai în slip și căciulițe, fiindcă e Crăciun. La biserică noi mere, fiindcă e Crăciun. Om sta în casă și-o bea bere, fiindcă e Crăciun. Și eu mă ascult amanele, fiindcă e Crăciun. Păi să moare dușmanii mei, că de-aia-i Crăciun. Și hai, hai, nu e niciun bai. Toată lumea-n magazine cumpără mâncăruri bine. Hai, hai, nu e niciun bai. Pălincă de magiuncă, de-aia-i Crăciun. La anul și la mulți ani! Da, deja am trecut în 2020. Ok, hai să prezentăm ceva. Dacă spui că am trecut în 2020, este an electoral cu alegeri duble. Și dacă vreți să... Ovidiu, poți să rămâi acolo? Da. Da, pentru că o să te rog să cânti o piesă edificatoare pentru 2020, cu, după care noi ne... Despre ce piesă e vorba? Titlul este foarte ok, Gardul și Borduri. Și noi ne pregătim cu moment în care radiografiem stilul alegerilor libere în România. Întotdeauna votă rău mai mic. Adică după 90 încoace, da? Cam așa, cam cum se votează. Dacă Ovidiu va cânta Gardul și Borduri, noi ne-am pregătit imediat cu momentul următor ca să nu trăim doar din trecut, din Crăciunul din decembrie. Haideți să facem... Dar haideți să facem altfel, pentru că ar trebui să o luăm așa în ordine cronologică. Avem de la voi un filmuleț cu ce se întâmpla prin 1990. Da. Vedem câteva imagini, da. Ne întoarcem. Da, și așa merge. Am venit cu niște imagini în premieră absolută la o televiziune românească. Este spectacol din 22 ianuarie 1990. Are o poveste interesantă în 30 secunde. Noi, fără falsă modestie, așa cum am spus, aveam o cotă destul de mare. În mai 89 am avut 10.000 de studenți între blocuri regie în aer liber la un spectacol de-al nostru de 3 ore și în ianuarie 90 m-am dus în cea mai mare sală studențească, aula Facultății de Drept, se schimbaseră lucrurile. Președintele Ligii era Marian Munteanu, m-a primit într-un birou acolo, era destul de degajat, să zic așa, și am propus să facem un spectacol cu încasări. Cred că 25 de lei a fost biletul, dacă nu mă înșel. Au intrat 1.000 de oameni și au mai rămas foarte mulți pe afară și i-am spus, domnul Munteanu, toate încasările se meargă la familiile studenților care au avut de pătimit, victimele studenților, da. Și în momentul respectiv, atâta, îți mai spun, m-a întrebat, dar cum facem cu banii? Și am spus, voi stați la ușă, pe noi nu ne interesează, sper ca toți banii care îi colectați să ajungă la familiile victimelor studenți din universitate. Și iată imagine. Ia să vedem. Orizont al său și niciun nor să nu-i umbrească jumătatea de sus. Fiecare om are dreptul să fie măcar o dată în viață rege și să rămână așa până la vremea secerișului. Fiecare om are dreptul să-și poarte stindardul mândriei sus, cât mai sus, fără să-l ascundă în cutele straiului de slugă. Și mai are dreptul să nu stea în genunchi, pentru că să nu se tărească, pentru că natura l-a ridicat dintre animale, dăruindu-i puterea verticalei. Trebuie să înțelegem că natura sacră a verticalei este propria noastră esență, de la care nu ne putem niciodată sustrage. Hai, oameni, îndreptați-vă, porniți, gongul a bătut, vă așteaptă pietrele să le șlefuiți. Nu uitați să fiți verticali. Porniți. Vă cheamă esența. Nu trebuie lucruri de mare valoare. Nu te întâlnă din soare. Și pe de ea vă dansă.
Da, cam tabloide. Cum arată Ovidiu după 30 de ani? Ca România. După 30 de ani. Nu mai vorbim, că mi-am nostalgii. România e o țară unde nu sunt mulți cu carduri. România e o țară numai de borduri și garduri. La maternitate unde toate becurile ard. M-am născut și chiar din prima m-au înconjurat cu gard. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri pe asfaltul nou și proaspăt un escavator lucrează. Și ea de la groapa nouă stau în șan și meditează. Și spital e plin de garduri, de șpăjmari și scurtături. Ca salvarea să nu uite să te ia de pe borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Dacă între noi se adună nu iubire, ci doar ură. Dacă toți ar vrea să fie mai înalți cu o bordură. Egoismul naște garduri între oamenii maturi. Și uite așa se umple țara de grob. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri, orice lucru de valoare ne supraveghea se fură, deși chiar la colțul străzii patrulează o patrulă. Polițiștii sunt cu toții, toți inteligenți și buni, dar și ei trăiesc cu șpaga dintre garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Dacă între noi se adună nu iubire, ci doar ură. Dacă toți ar vrea să fie mai înalți cu o bordură. Egoismul naște garduri între oamenii maturi. Și uite așa se umple țara de grob. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri. România e o țară unde este sărăcie. România e o țară cu spital și farmacie. Iar la Banca Națională unde becurile ard, tot voi veți plăti impozit pe bordură și pe gard. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Iar când am să mor în fine, voi retrage în natură și-oi avea la cap ori garduri, ori mai ieftin o bordură. Și-o să fie România o țară de oameni buni, ce se vor plimba gale printre garduri și borduri. Garduri și borduri. Garduri și borduri. Jos primarul corupt, sângele popor asup. Jos primarul corupt, sângele popor asup. Ce vreți, bă, oameni buni? Gata, răgălie, ți-a sunat ceasul, nu mai ești primar. Am venit să te dăm jos, băi. Te demisionăm. Degeaba te-ai ascuns, că tot te dovedim. Pă, unde mă ascund, mă? Nu vedeți că am ieșit în fața casei să vorbesc cu voi? Unde mă ascund? Nu mă vedeți? Băi, subsemnatul, răgălie, recunoști că ai primit țiment, lemn și cărămidă pentru podul de peste gârlă? Și că în loc de pod ai făcut o barcă? Că atât ai zis că se ajunge bugetul pentru o amărâtă de barcă? Și când corătuț ai făcut vila, băi, răgălie. Și piscină. Și garaj. Și LCD. Și DVD. Și Facebook. Recunoști, bă? Recunoști? Zi. Da, bă, recunosc. Bă, fii atent ce spui. Bă, tu ai uitat că noi suntem un popor mic, dar rău. Te mai întrebam o dată, răgălie. Recunoști? Bă, voi vreți să pun bodyguard-ul pe voi, este surzi? Da, recunosc, na. Uite, bă, ce ați votat. Ne poftim, uite ce ați votat. Da, mă, pe mine m-ați votat. Da, de tractor nu mă întrebați? Ce tractor, mă? Care tractor? Cum? Tractor. Pina a primit, mă, comuna creditul ăla pentru grajduri. Așa, așa și? Păi are comuna grajduri? Nu are. E, eu am tractor. Gata, răgălie, te-am prins. Ai făcut fals în acte, băi. Să știi că ne-ai indignat pe toți. Răgălie, răgălie, să pleci din primărie, să pleci din primărie. Jos primarul corupt, sânge de popor asup. Și pe cine vreți voi, mă, să puneți în locul meu? Pe Sofronie, băi. Da, da, da. Sofronie, Sofronie, să fie primărie, să fie primărie.
Pe Sofronie, mă? Da, mă. Vai de capul vostru. De ce ne faci vai de capul nostru, băi? Puneți-l, bă, pe Sofronie și o să vedeți voi. Ce o să vedeți, bă? Ce o să vedeți, Sofronie, băia cinstit și o să ne facă pot peste gârlă. În sfârșit, în sfârșit, o să avem primar cinstit. În sfârșit, în sfârșit, o să avem primar cinstit. Mai încet, mă, că dorm ăștia micii. În sfârșit, în sfârșit, o să avem primar cinstit. În sfârșit, în sfârșit, o să avem primar cinstit. Mă, Sofronie e cinstit, nu zic. Păi vezi, băi. Dar are vilă? N-are. N-are. Are tractor? N-are. Are. Are garaj? N-are. N-are. Are DVD? N-are. N-are. Are Facebook? N-are. 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 Și n-o să vrea, mă, să-și facă. Și din ce o să-și facă, mă, nu tot din podul vostru. Eu de bine de rău m-am depus tabla pe casă și cu asta gata, bă, m-am rostuit. Dar el că n-are de niciunile, bă. Mai vedeți voi pot când o să-mi văd eu ceafa. Puneți-mi pe Sofronie, na. Stai, bă, stai, mă, un pic să ne mai gândim. Un popor mic, dar rău. Nu vă răstiți așa. Gata, gata, nu vă mai certați. Întrebarea e ce facem. Răgălie asta nu e prost deloc. Nu, e chiar deștept. Și uite că e mai deștept ca noi. Nu e prost și e și gospodar. Gospodar rău? Păi da, n-ați văzut ce vilă și-a făcut? Și piscină. Și garaj. Și LCD. Și DVD. Și Facebook. Are și Facebook. Haide, mă, hai. Bă, și peste toate e și cinstit. Ce, mă, ești nebun? De ce e cinstit, mă? Cum să fie cinstit? A recunoscut omul că a furat. Corect. Da, bă. Corect. Omul a recunoscut foarte bine. Gata, să-l strigăm. Răgălie! Răgălie, mă, cum răgălie? Domn primar. Domn primar! Alo, domn primar! Ce vreți, mă, nu-mi poate să sadă omul la masă? Ce vreți? Domn primar! N-ai mai vrea să candidezi încă o dată? Să fii primar în comandă? Două. Trei. Fără număr, da. Nu, nu, aștept să vină materialele astea pentru tunel și gata. Mă retrag. Ce tunel? Care tunel? Cum? Tunel. Păi v-am comandat materiale în Germania să vă fac tunel pe sub gârlă. Voi pot vreați? Păi da! Pot, au toți proștii, bă! Eu voiam să vă fac tunel cu patru benzi, cu două de dus, cu două de întors, cu neoane, cu aer condiționel. Dar acum nu vă mai fac nimic. Puneți-l pe Sofronie, na! Mamă, îți dai seama, mă, că în America ar fi fost cu două de dus. Și două de întors. Bă, cu neoane, cu aer condiționel, bă, bă, gata, să strigăm. Domn primar! Domn primar! Domn primar! Ce mai vreți, bă, că m-ați plictisit, ce mai vreți? Domn primar! Nu, am glumit și matale, ai luat-o în serios, vrei să fugi de răspundere, ce să mai asta? Dar n-ai cum să fugi, de vot că votul e în mâna noastră, domn primar. Și te votăm de nu te vezi! Răgălie, răgălie, iar la primărie, iar la primărie! Nu, 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 nu mai vreau, nu, 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 nici n-are ce să mă ajute să termin casa asta. Ia! Bă, de ce a venit domn primar? Vă ajutăm noi, domn primar. Măi băieți, măi băieți, puneți mâna pe Lopeț, cu ține și cu mortar, facem vila, domn primar. Bine, mă, hai, mai votați-mă odată. Hai, votați-l pe el, că face tunel, cu aer condiționel, votați-l pe el. Ce să fac, mă, oameni buni, dacă mă iubește poporul? Primar corupt! Vrem 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 primar corupt! Breaking news din față de la DNA. Bun găsit, iată aici este coadă din nou, incredibil, foarte multă lume. Recunosc deja un domn ministru, o să încep cu el datorită sau din cauza funcției, cum vreți să o luați. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua, domnule. Să înțeleg că acestea sunt cărțile cu care dumneavoastră vreți să ieșiți din închisoare? Da, domnule reporter, și sunt numai opere originale. Și ăștia zic că sunt plagiați. Este prostii. Ce uitați, opere, domnule? Numai lucrări științifice. De exemplu, alianțe matrimoniale în politică, cum să te înrudești cu persoane influente. Sau justiția în corupție și corupția în justiție. Sau dezvoltarea durabilă a relațiilor de cumetrie în România post-decembristă. Ah, și asta este în versuri poezii de Eminescu. Cum, domnule, poezii de Eminescu? Păi asta le-a scris Eminescu, că de-aia se numește cartea poezii de Eminescu. Domnul reporter, aparențele înșală, domnule. Uite, dacă vă citesc o poezie acum... Domnul... Hai, bre, lasă ceva să ne citești o poezie. Mai bine ghicește Cireșica, care sunt adevărata fata lui, adevărata mama Ovida. Vă da, sunt ghicitoare anticorupție eu. Ce sunteți, doamnă? Ghicitoare anticorupție, să știi. Cum adică? Cum adică? Păi da, adică Matalicu, cât că știe DNA-ul, de unde să-i salte pe ăștia? De unde știi? Păi de unde? De la mine, de pe site știe. Da, și eu de unde știu? De unde? De la globul meu de cristal de aici. Ce vedeți în el? Și de la clientele mele care vine ca să mai le ghicesc eu. Dar globul meu ce văd eu? Păi da, globul meu spune tot, bre. Și câți ani îți dă?
și la ce închisoare te bagă, și dacă primești cu executare, și dacă sunt supraveghere, dacă ți-a averea toată, sau dacă, eu știu, și la ce judecător ne merești, să știi. Da? Dar cine globul meu? Tu știi aici, vre, dacă dă cu suspendare, cu executare, tot aici găsești. Hai, da, mă scuzați un pic. Ia, prinde mașina ta alea cu vorba. Mă scuzi, gata. Nu ce ai băut. Domnule, aici este DNA-ul, domnule. Aici este DNA-ul, domnule, că îl caută, s-a trezit și băutura de când îl caută, aproape m-am trezit și eu. Gata, domnule, n-ai voie cu băutura în locuri publice, gata. Hai, da, nu e voie, păi dacă nu-i voie, stai, domnule, domnule, te rog eu frumos, ce cauți în starea în care te afli la DNA? Caut, domnule, caut că am venit să-l reclam pe coruptul de Dănilă, cârciumarul de la noi din cartier, pentru că diluează băutura. Și dacă diluează băutura, ce se întâmplă, domnule? Nu aici, domnule, reclam, reclam la penitenciar sau la poliție, la parchet, nu aici, oriunde, nu aici. Nu, 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 că am zis eu că domnule de la DNA se ocupă, că am văzut la televizor când cu dezinfectatul, domnule. Exact, exact, da. Ce treabă ai dumneata cu dezinfectatul ăsta, domnule? Păi am, domnule, am, că și ăsta este tot dezinfectant. Păi dacă mă rănesc sau mă zgâri, tot niște vodcă pe rană și gata, să dezinfectează, domnule. Dezinfectat, da. Dar dacă Dănilă ăsta diluează băutura, nu mai dezinfectează, da, nici pe dinăuntru, nici pe din afară, până nicăieri. Uite, beau și n-am nimic. Gata, domnule, dezinfectează-te în altă parte, dar aici... Auzi, lasă-mă că mai să faci cu Dănilă ăsta, luma tale. Vrei să spun ceva ce zice mie globul? Ce zice? Da, Dănilă al tău? Că ia 5 ani, să știi, cu executare, ca popa aia. Pot să recit și eu o poezie? Domnule, vă rog, domnul ministru, lăsați-mi, că vreau să o întreb pe domnișoara ce caută la DNA. Doamnă, nu domnișoară. Da, iertați-mă, ce căutați, domnule, la... Păi ce caut? Am venit să văd dacă se fac vizite conjugale și aici, la DNA. Nu, domnul, doar la penitenciar, nu aici. Păi și eu cum rămân gravidă? Păi ce, nu știi? Nu? Lasă că te învață cine și ca vii la mine. Doamnă, vă rog eu frumos, că eu pun întrebările aici. Da. Soțul dumneavoastră se află la DNA? Da, este reținut aici pentru 30 de zile. Mă rog, nu este soțul meu, dar dacă rămân gravidă, divorțează și mă ia pe mine, așa mi-a promis. Păpușică, dacă vrei să iau eu. Doamne, doamne, vă rog frumos. Vrem primar corupt! Vrem primar corupt! Haideți să vedem ce este cu acest grup de manifestați. De ce vreți primar corupt? Păi dacă l-a ales lumea, el trebuie doar să-și depună jurământul. Stați cu minți, băi copii, fiți liniștiți că am depus jurământul în închisoare. Cum, domnul primar, ați depus jurământul în închisoare? Cum așa? Da, uite așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce-mi stă în putere pentru binele locuitorilor comunei noastre. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu așa, nu așa, nu așa. Și dumneavoastră, de ce vreți primar corupt? Că n-am înțeles. A, păi vrem unul corupt care are deja cheacă. Dacă vine unul care n-are nici de unele, nici de altele, iar rămânem fără fonduri pentru drumuri. Ce? Nu, amu, rămânem și fără apă curentă. Și n-aveți drumuri, n-aveți apă curentă? N-avem drumuri, da. Are domnul primar o vilă, mamă, mamă! Păi după posibilitățile mele, cum am și jurat, nu? N-avem apă, dar are domn primar o piscină genuma. Oho! După puterile mele, v-am spus, cum am și jurat. Oamenii n-au nicio vină, ei au dreptate, domnule, de-aia m-au votat, că am de toate. Mie nu mai îmi trebuie nimic. E, trebuie să-i mai fac fiică mie o casă, ca o mărit vara viitoare și știi cum e. Că trebuie ca să... Trebuie. Da, de Constituție, de legile țării nu vă pasă, domnul primar? Nu vă supărați! Aici e DNA! Da, aici este DNA-ul. Ce doriți de la DNA? Am venit să mă internez! De ce, domnule, la DNA? Pentru că am auzit că aici sunt mai mulți medici decât la spital. Domnule, vă recit o poezie totuși. Domnul ministru, vă respect prea mult, dar să fie originală poezia. Este foarte originală, vă rog frumos. Da. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutus mare, mare viitor. Ba, nene, nu este așa. Păi știi ce zice globul meu de cristal? Băieți! Brațele nervoase, arma de tărie, la trecutus mare, vai ce viitor! Moment vouă la DNA. O explicație. Da, scurtă de tot.
Pentru că așa a fost, l-am scris în colaborare cu Marilena Dumitrescu, ne-am costumat acolo unde avem un spațiu de repetiție, am coborât din mașini, ne-am dus direct în față la DNA, erau foarte mulți fotoreporteri și reporteri, uite, colegii mei sunt martori. Și ați prins un moment de respiro, n-a intrat nimeni, n-a ieșit nimeni. mai intra câte cineva, se uitau, prima dată nu și-au dat seama, am tras doar două duble, pentru că ați văzut că e tras dintr-o bucată, fără întrerupe, și după când am spus gata, le-am spus colegilor mei actori, sunt cele mai adevărate aplauze. Fotoreporterii și reporterii, cameramanii, au aplaudat cu toții și oameni care au văzut multe acolo. Înseamnă că tot ce au văzut le plăcusea. Domnul jandarm sau ce? Da, eram în calitate de jandarm. Eu aș vrea să subliniez faptul că imaginile sunt un pamflet și alegătorii în niciun caz să nu voteze așa cum fac personajele din... În niciun caz așa. Ca să fie așa, pentru final, ce îți dorești pentru acest an? Nu gaze, nu? Sau nu? Nu, niciun caz gaze. Îmi doresc, repet, ca lumea să voteze cu mintea mai mult decât cu, nu știu... Sufletul poate fi influențat. Mintea, dar nu cu aia care minte. Nu cu aia care minte, da. Un tur de masă așa facem pe definat. Dorințe? Dorințe. Rezoluții? Să fie bine. De ca fapt, să nu fie rău. Ca să nu fie rău, exact asta. Și în rest, să putem să avem spectacole în continuare, să avem spectacole, să avem ce să spunem, să facem lumea să râdă în continuare. Adică vreți să vă dați în spectacol în continuare? Cum da, ar veni? Vrem să ne dăm în spectacol în continuare. Sper să România să reintre într-o normalitate sănătoasă și nu bolnavă, cum a fost până acum. Și cred că în anii care vin, încet, încet, lumea se va întoarce către teatru, către muzică, către lucrurile de suflet și către ce ar trebui, adică muncă, competență și așa mai departe. Am înțeles. Până acum n-a fost lumea la muncă, nu? A fost, da. Parția. România în concediu sau cum? Noi acum suntem la muncă, după cum puteți observa, și încerc să-mi găsesc cuvinte. Vă pregătiți să intrați în pauză sau în concediu? Da, o ținem din pauză vacanță. În pauză. Și după aceea va fi și vacanța bine meritată după atâtea pauze. Uitați, încerc să-mi găsesc cuvintele, că știți că noi actorii nu putem vorbi fără un text înainte învățat, așa, dați-mi acasă. Aveți nevoie de cuvinte? Voi încerca să-l memorez, nu o să reușesc și o să improvizez. Nu, dar ce să-mi doresc? Ce dorim tuturor? Chiar am scris pe Facebook în seara de 31 decembrie, am zis și o urare de la mine. În anul ce tocmai vine, n-ar fi rău să fie bine. E perfect așa. Adrian, tu ai ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt, da. 30 de secunde, cum ai spus. Gata. Eu știu că sunt la sentimentul lor. Toți își doresc să repetăm ce am făcut în anul centenar, când împreună cu Centrul pentru Tineret, pentru București, cu doamna director Georgiana Trifu, am pus la punct un proiect. 8 licee de top, 8 universități, o gală finală. Am adus umorul studențesc din nou pe scenă la Casa de Cultură Grigore Preotasa. Ne dorim ca un acest proiect pe care l-am intitulat acum Umor ca la carte, adică să-l repetăm. Adică vă întoarceți la facultate. Da. După vrem să repetăm ani? Acest... Ați intrat deja? La facultate? Da. Fără examen sau? Pe vremea mea, 4-5 pe loc la Politehnică, la medicină vreo 20 și așa mai departe. Deci nu se intra ușor, dar studenții au nevoie... Acum în cât sunt pe loc la spectacolele voastre? Măi, la studenți, cum s-au văzut pe 17 decembrie la construcții, au stat și câte doi pe un loc. Deci a fost ok. Repet, grupul VO, după aproape 40 de ani, dacă poate să mai aibă ceva de spus studenților, înseamnă că poate să continue. Două vorbe. Ce să zicem? Doamne ajută! E perfect așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper să ne vedem mai des și pe la spectacole. Încheiem aici această ediție specială. Ionel Arcanu vă așteaptă cu știri la fix. Pe curând! Lăsați-mă totul să fiu cum vreau eu și n-am să mă plâng că nu stânor mereu. Hei, 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 tânăr și liber, hei, 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 aici pe pământ. Hei, 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 tânăr și liber, hei, 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 liber să cânt. Hei, 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 tânăr și liber, tânăr și liber.